Și stăm chiar acum de vorbă cu avocatul șoferului grec, domnul Alexandru Matescu. Bună seara, domnule avocat! Bună seara și îi salut pe telespectatorii postului dumneavoastră. Domnule avocat, o să vă rog pentru început să ne spuneți care este versiunea clientului dumneavoastră. Ce spune dumnealui că s-a întâmplat? Pentru că aici sunt foarte multe discuții, inclusiv din prima zi s-a spus că nu era semnalizat, alții au spus că era o presemnalizare, alții au spus că nu apărea pe Waze dacă ar fi folosit programul, aplicația Waze. Ce spune dumnealui pas cu pas în apărarea lui? O să reiau lucrurile și o să le pun la punct și o să vă spun chiar adevărul. Mă rog, întotdeauna există situații când cuvintele, nu toată lumea folosește aceleași cuvinte și ne exprimăm fiecare în modul nostru propriu de a relata. E bine, vreau să vă spun că de la Parcul Tineretului și până la Pasajul Unirii există o singură semnalizare, un avertizor pe partea dreaptă a drumului înainte de intrarea în tunel cu câteva zeci de metri în pasaj, care, în momentul în care te apropii și ești paralel cu el sau te apropii de el și îl vezi așa, îl zărești în partea dreaptă, există posibilitatea să nu-l vezi, cum de altfel s-a și întâmplat, să nu-l vezi și cu ocazia asta depășești acel loc. Da? Pentru că nu o să stai în plin trafic și să urmărești, am văzut, n-am văzut, etc. Trebuie să remarc faptul că nu este o linie continuă, după cum vedeți, la momentul când ajunge, înainte de a ajunge acolo, este o linie întreruptă. Linia aceasta întreruptă îți permite să virezi oricând, să schimbi direcția de mers. Decizia a fost a lui. Nu știu ce aplicație a folosit, dar eu trebuie să vă spun, apropo de ce amintați dumneavoastră, aplicația Waze este singura care îți permite să selectezi modalitatea în care te deplasezi tu cu mijloace proprii. Atenție, nu precum Google Maps, care îți oferă alternative de transport public, nu ca Maps de la Apple. Așadar, dar dacă veți deschide aplicația aceasta, cineva o va deschide și va vedea că poți să selectezi doar autoturismul propriu sau bicicletă sau așa mai departe, nici de cum autobuze, nici de cum autocare. Deci este o exagerare. Eu bănuiesc și nu vreau să rămân mult pe subiectul ăsta, că ori exista în lumea asta și programe dedicate, foarte profesionale, pe care și le pot achiziționa la nevoie marile firme de transport, etc. Nu avea așa ceva, însă omul nostru a folosit un device oarecare și probabil una dintre aplicațiile astea. Dar, ținând cont de faptul că, și se poate verifica, poate că cu mici corecții cineva poate spune cum o să lucrurile. Din cele ce știu eu, acest pasaj, la originea lui, a avut o înălțime de 4,10 m. Dar, în urma multiplelor intervenții, pentru că s-a dorit a nu se repara în esență și a se acoperi anumite porțiuni din acest pasaj, a ajuns să nu mai măsoare ca înălțime nici măcar 3,5 metri. Și acum, retoric, întreb, oare există vreun autocar atât de mic să treacă sub 3,5 metri? Și revin la semnele de circulație, la avertizoare, la prohibitive. Păi nu era normal în situația în care niciun autocar nu poate intra acolo să fie un parapet mult mai consistent, mai îndreptat către direcția opusă, să nu le permită niciunea dintre cei care n-au dreptul să intre în pasaj, nu trebuiau să existe avertizoarele astea care să spună că nu au acces, că înălțimea este cu totul necorespunzătoare. Oare de ce? Și ăla despre care vorbiți este unul singur, să știți. Nu sunt mai multe, da? Deci chestia asta e o vină care aparține cuiva. Ajungem la tunel. El ia nefasta decizie să intre în tunel, să intre prin pasaj. Și în momentul în care trece și sesizează pericolul, că și-a imaginat cu puterea minții că lucrurile nu stau bine văzând în față, aflându-se aproape de ceva rău, a frânat, a un sistem de frânare de urgență, a avut și, că s-a speculat că era obosit, a avut și prezența de spirit să acceseze un sistem de alarmă special, așa cum au băncile în cazul unui pericol grav.
și a apucat să acceseze acel sistem înainte de a se produce dezastru, e vorba de o fracțiune de secundă. Mai e o discuție aici și dacă tot am ajuns în acest punct, aș vrea să lămurim puțin. S-a spus că avea viteză mare și că din cauza vitezei nu a putut, chiar și frânând, mă rog, unii spun că nici măcar nu erau semne de frânare, dar din cauza vitezei mari nu a mai putut să decât o decizie de ultim moment. Și a mai fost o speculație, domnule avocat, mai puțin, cum că, și aici îl auzeam pe domnul prefect, că fusese supraînălțat acest autocar cu aparatul de aer condiționat. Și asta aș vrea să lămurim puțin, să le luăm pe rând, vă rog. Parțial vă pot răspunde, o să iau cu sfârșitul. Cu supraînălțatul, toate aparatele de aer condiționat sunt situate îndeopște sus. Acum nu știu dacă l-au pus ei, l-au schimbat, dacă era original sau nu și era înălțat. Dar tot așa, întreb și eu, mă adresez cuiva în eter, pre cât de mult l-au înălțat? Și la ce? La ce? Pentru că acel avertizor aflat acolo, în realitate, acel avertizor care se prezenta ca un avertizor, era de fapt o ghilotină. În momentul în care s-a întâlnit cu aparatul de aer condiționat, acest lucru a funcționat pe principiul ghilotinei. A căzut și a secționat autocarul în două, pur și simplu. Se vede din imagini, nu trebuie să spun eu. Da? E, acum să ne închipuim ce s-ar fi întâmplat dacă acest avertizor, așa cum este prin lume, Grecia este plină de asemenea avertizoare și de pasaje subterane și de tuneluri, până și în Bulgaria și toată lumea trece. Și prin pasajul Unirii, zeci de ani s-a circulat cu autocare. Zeci de ani, nu vă exagerez cu nimic. Dar nimănui nu-i se pare suspect că și dintr-o parte și dintr-alta, ba un tir a intrat și s-a oprit în tunel acolo, ba un autocar din partea cealaltă. A fost e al șaptelea accident, mi se pare. Cineva ar trebui să-și pună problema asta la modul serios. Cu siguranță că oamenii își caută dreptatea și că vor sesiza autoritățile. Cu privire la viteză, stimată doamnă, nu a avut viteză și faptul că nu erau urme de frânare, o să care era totul. Viteza? S-a lămurit că totuși care era viteza în momentul producerii accidentului? Nu există o opinie certă scrisă, dar pe situația de fapt vă pot spune că nu sunt urme de frânare din cauza că viteza era foarte mică, pentru că el s-a încadrat de pe cealaltă bandă de mers încet și a mers acolo încet. Nu te năpustești ca un bolid într-un pasaj subteran. De asta n-a fost viteza. Dar asta se va dovedi științific, pentru că eu închipui că acolo se va ajunge și se preconizează o amplă expertiză tehnico-științifică efectuată de un expert tehnic auto care va răspunde și probabil va fi nevoie și de un expert în materie de construcții, pentru că sunt necesare măsurători să se determine cum a fost și cum s-a ajuns după renovarea de 3 luni de zile pe achiziție publică. Deci și ultima întrebare, domnule avocat, pe cine dați în judecată în mod concret? Dați în judecată statul? Dați în judecată o autoritate a statului? Cine va fi părâtul în mod concret în acest dosar? Haideți să vă spun, vreau să vă spun ce voi face eu. Eu, pentru clientul meu, nu voi da pe nimeni în judecată, pentru că noi suntem cei care trebuie să ne apărăm. Deci el în momentul de față are calitatea de suspect în acest dosar, nu a fost încă învinuit oficial. Deci nu veți fi împreună cu ceilalți oameni din autocar. Asta voiam da, asta v-am să rămân. Asta e chestiune. Pentru că și ei vor să facă asta. Sunt informat despre acest lucru, ei vor încerca să caute, dar eu am vrut să vă relev cadrul procesual. Ei bine, cadrul acesta procesual prevede ca persoanele care au suferit în orice fel de pe urma acestui accident autosoldat cu tragica moarte a unei persoane și 24 de vătămări corporale, deci ucidere din culpă și vătămare corporală, aceste persoane, într-un fel sau altul, într-o modalitate, fie pentru că au suferit fizic și psihic și sau psihic, fie că nu au mai avut prilejul să-și facă acest mic concediu, o vacanță mică și ieftină, așa cum și-au putut-o permite, fie că au traume, au rămas cu traume și nu în ultimul rând, pe primul plan, fie că au pierdut o persoană foarte dragă, un om de numai 53 de ani, cu
o familie și nu e nevoie să mai folosesc cuvinte. Da. Ei se pot adresa în justiție, formula plângeri penale. Poliția le-a pus la dispoziție modalitățile în care le pot primi plângerile și plângerile acestea vor ajunge la dosare, vor fi motivate bine ca și să vom fie vedea, și vom vedea mai departe ce se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru explicațiile dumneavoastră, domnule avocat.